Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La tricou, da, într-adevăr, este bine dacă facem liniște și ascultăm foarte, foarte atent. Așa. Se aud niște răcnete de furie din Kremlin, pentru că uite ce vreme este în Europa. E cald, da, dar și e foarte cald în Europa. N-au ce face cu gazul. Sigur, nu este o veste bună. Deci, nu e o veste bună că e atât de cald și de fierbinte. Nu știm când a mai fost. Poate că a mai fost în istorie. L-am sunat pe prietenul nostru, meteorologul Silviu Grigore. Bună dimineața, Silviu. Neața. Bună dimineața vouă și ascultătorilor Europa FM. Neobișnuit de cald în perioada asta, s-a mai întâmplat sau e o premieră? Categoric da, au mai fost astfel de perioade în care luna octombrie ne-a oferit temperaturi cu mult peste ceea ce ar trebui să înregistrăm normal. De altfel, noi când ne raportăm la termenul de normal, vorbim despre mediile climatologice, mediile multianuale, valabile pentru această perioadă. Și n-ar trebui să fie, din punct de vedere climatologic, subliniez din nou acest lucru, în această perioadă mai mult de 15-16 grade. În miezul zilei. În miezul zilei. Voi, exact, ne referim la temperaturile maxime. Cum foarte bine ați remarcat și voi, zilele precedente ne-au adus temperaturi cu mult, mult peste cele normale, respectiv alaltă ieri maxime în regiunile sudice până la 29-28 de grade. Ieri au fost în Târgoviște, Titu, în Calafat. În București au fost 26, respectiv 27 de grade. Uh-huh. Adică valori cu 12-13 grade mai mari decât ar fi normal să înregistrăm în această perioadă. Dar, repet, vorbim despre valori mediate pe intervale foarte mari de ani, cel puțin 30 de ani. Dar pentru că tot v-ați plâns de căldura excesivă din zilele acestea, lucrurile deja... Nu ne plângem, ne bucurăm, dar cu îngrijorare. Adică... Da, e adevărat, pentru că această perioadă cu valori termice foarte ridicate a venit la pachet cu un deficit de precipitații, adică ați remarcat și am remarcat cu toții cât de puțin a plouat în ultimele zile. De când a mai plouat zdravă în sud, să zicem, unde în principiu sunt destul de multe săptămâni și... Ceea ce este la fel de interesant, aproape îngrijorător, este faptul că nici în zilele următoare precipitațiile nu vor fi în cantități mai importante. Ce-i drept, dacă ne uităm la rezerva de umiditate din sol, aceasta nu este într-o situație îngrijorătoare, în sensul în care în jumătatea de nord-vest, așa să spunem în general, aceasta este apropiată sau chiar optimă pentru această perioadă, dar în regiunile sud-estice, în sudul Moldovei, în bună parte din Muntenia, în Dobrogea, încă putem să vorbim despre secetă. Cât mai ține vremea asta așa de caldă, Silviu? Așa de caldă nu mai ține, în sensul că încă de astăzi temperaturile nu vor mai fi atât de ridicate cum au fost în zilele precedente. Adică astăzi, cel puțin, maximele vor fi cel mult la 22-23 de grade, 22 putem spune, pornind cam de la 10-11 grade prin regiunile aflate în vest, în centru, acolo unde acum sunt nori de tip stratus pe alocuri ceață, așadar de la 28 de grade ieri, astăzi cel mult 22 prin sudul Munteniei, un ecart termic al valorilor maxime foarte asemănător și mâine, poate sâmbătă, să mai ajungă temperatura la 23-24 de grade. Nu ne plouă nici în weekend, înțeleg. Nu, vor fi condiții zilele următoare pentru precipitații foarte slabe, ploi slabe, burniță, nu. Dar în partea a doua săptămânii viitoare, ce-i drept, un interval de anticipație ceva mai mare, există semnale că vor fi ceva mai multe precipitații și temperaturile mai scad. Adică săptămâna viitoare, joi, vineri, sâmbătă, nu vom mai vorbi despre 25-26 de grade și despre cel mult 15-16 grade și valori minime sub pragul înghețului, adică la munte, în estul Transilvaniei, poate spre -2, -3 grade, ceea ce înseamnă că pe fondul precipitațiilor despre care vorbeam, foarte probabil la munte să vorbim despre ceea ce ar fi mai normal în această perioadă, adică și precipitații mixte, nu însemnate cantitativ deocamdată, dar există o probabilitate semnificativă ca ele să fie de interes. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile. A fost în direct în deșteptarea meteorologul Silviu Grigore cu detalii despre ce se întâmplă zilele astea cu vremea atât de călduroasă și cam ce ne așteaptă în următoarele zile. Un grătar. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.